Doar câțiva comercianți de legume și fructe sau produse lactate s-au încumetat să-și ia astăzi în primire tarabele din piețele slătinene. Cei mai mulți au ales să se ferească de fric și să-și protejeze și marfa de îngheț cu pături. Foarte bine, o învelim, nu degeră, nu nimic. Ar trebui niște călduri de ăștia, mai... dar e bine și așa. Nu foarte bine, binișor. Marfa stăm foarte puțină marfă, e ger în gheață, trebuie să o acoperim foarte bine și nu merge. Învălim bine marfa, n-am alt probleme. Scoateți mai puțină? Da, mai puțină, bine învelită, cu două, trei pături, cu volumul mare de aer, n-am alt probleme. Vin clienții și zice că e crimă, cum putem să stăm aici? Crimă și pedepsă, da, asta e. Frigul a golit piețele din Slatina nu doar de comercianți și marfă, ci și de cumpărători. De frică să nu cumpere legume și fructe degerate, cei mai mulți preferă în această perioadă să se aprovizioneze din supermarketuri. Din supermarket? Că în piață sunt înghețate. De la supermarket? Da, și din piață. Că oamenii le protejează, vin cu ele dimineața. Da, deci de la supermarket, de cele mai multe ori. Îngheață în piață față de supermarket, dar știu că sunt mai naturale în piață. De exemplu, ieri am luat niște pere, mi-a fost imposibil să mănânc, cum erau de tratate. Și am trecut, am luat în piață de la oameni și erau moi și bune. Specialiștii susțin că legumele și fructele comercializate în spații cu temperaturi sub 0 grade își pierd din calitate. Noi, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor OLT, recomandăm consumatorilor achiziționarea de fructe și legume proaspete numai din spații speciale amenajate în care temperatura mediului ambient să fie de cel puțin 2-3 grade Celsius pentru a nu risca consumatorii să achiziționeze produse înghețate. Se așteaptă ca numărul comercianților din piețe să scadă constant în zilele următoare, când temperaturile vor coborî, după cum susțin meteorologii, și la minus 25 de grade.